În urmă cu aproximativ o lună, un cetățean din localitatea Găneasa ne-a solicitat ajutorul într-o problemă care nu l-a afectat doar pe el, ci și pe alți oameni din zonă. Este vorba despre spălătoria cărui administrator este Gabriel Călinescu. Ion Dobre, unul dintre cetățenii deranjați de mirosul insuportabil care provine de la mașinile în care sunt transportate animale vii și care ulterior sunt curățate la spălătoria din zonă, a făcut o sesizare în acest sens și la Garda de Mediu Olt. La scurt timp, inspectorii din cadrul instituției s-au deplasat la spălătoria care a devenit mărul discordiei în sat și au verificat punctul de lucru. A fost înregistrată o sesizare la Comisariatul Județean Ult, uh, s-a deplasat uh, echipa la fața locului, la fața locului s-a constatat faptul că agentul economic avea autorizație de mediu, plus uh, celelalte contracte uh, care prevedeau uh, 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 și anume de vidanjare, adică avea contract de vidanjare și plus uh, celelalte condiții din autorizația de mediu erau îndeplinite. Au fost verificate substanțele, s-a uh, verificat conformitatea acestor substanțe, certificatele de, uh, de garanție și securitate. Reprezentanții gărzii de mediu ar mai fi făcut și alte controle în aceeași locație. Spălătoria însă are toate actele în regulă, potrivit domnului Neacșa. Condițiile din autorizația de mediu sunt conforme, substanțele folosite la curățare de asemenea. Astfel că locuitorilor nu le rămâne decât să se obișnuiască cu mirosul, întrucât la deschiderea spălătoriei, administratorul a obținut pe lângă autorizațiile de mediu prin semnătură și acordul localnicilor.